Are nevoie de victorie ca de aer, dar adversara ei, campioana Moldovei, Zimbru, se pregătește de marele derby cu Șerif. Meciul se va disputa sâmbătă la Chișinău. Zimbru Chișinău e pe val, a câștigat 4 meciuri consecutive în campionat și în cupă și a marcat 14 goluri. Sâmbătă, galben-verzii vor da piept cu rivala Șerif în El Clasico, pe care nu au învins-o de mult timp. Dar jucătorii și antrenorul susțin că este o șansă bună de a obține victoria. Eu cred că e momentul, dar și suntem în stare pentru asta să facem. Avem toate șansele să ne luăm revanșă și de ce nu să câștigăm? Pentru că avem tot pentru asta, și echipă, și antrenor. Pe lângă obiectivele pe care încercăm să le atingem prin acest meci, și derbiul cu Șerif e un moment care ne motivează. Mijlocașul portughez Sandro Semedo o amenință pe Șerif, e gata să marcheze în poarta rivalei. I want to do my best to score. And if I score, I want to do a good shot from outside the box here. Zimbru ocupă locul 5 în divizia națională, dar mai speră la poziția 4-a, care poate duce în Europa League. Formația lui Sorin Colceag este la 2 puncte în spatele echipei Speranța Nisporeni, cu 2 etape rămase de disputat. Meciul dintre Zimbru și Șerif se va disputa sâmbătă la ora 13.